funcționat. A fost o ipoteză lansată de Partidul Social Democrat. Uitați-vă la maghiari. Prețurile carburanților. Plafonate, în aparență, măsura a încântat pe toată lumea. Ba existat chiar cetățeni români care treceau granița ca să-și cumpere combustibil de acolo. Da. Ce s-a întâmplat? Industria de producătoare de combustibil din Ungaria s-a prăbușit. Prețul la pompă a fost mic, în schimb s-a creat raționalizare. Cetățenii nu aveau voie să cumpere mai mult de 20 de litri. Trebuie să ne decidem ce ne dorim. Să avem așa iluzoriu ideea că sunt prețuri mici, dar nu se găsesc produse, sau într-adevăr să încercăm să le temperăm indirect și bineînțeles să nu avem probleme. Aș vrea să discutăm, domnule Stroie, și despre un moment intens, inedit, nu știu cum să-l spun, poate dumneavoastră aveți un cuvânt mai bine de spus. Cum înțeleg tinerii Partidului Național Liberal să petreacă la o școală de vară unde premierul i-a îndemnat să fie mândri că-s liberal, pentru că aici reprezintă, citesc, viitorul. S-a scandat ca pe stadion la adresa partenerilor de coaliție. Știți dumneavoastră la ce mă refer, bănuiesc. Întrebarea mea este, vor fi excluși acei tineri din Partidul Național Liberal? Care este reacția partidului la ceea ce s-a scandat? Am auzit-o vorbind pe președinta Tineretului Național Liberal, care în primul și în primul rând și-a cerut scuze în numele organizației pe care o conduce, lucru care mi se pare și mie absolut normal și onorabil până la urmă, salvează cel puțin onoarea față de ceilalți. Astfel de comportamente nu trebuiau să existe la nimeni, nu sunt acceptabile, nici măcar pe stadion, să știți. Există o lege care reglementează scandalele pe stadioane, apropo. Sancțiuni? Probabil. Vor fi? Nu știu. Nu am discutat chestiunea asta. A apărut mult prea recent în weekendul acesta. A fost o surpriză neplăcută și pentru noi. Să vedem că noaptea târziu niște tineri au făcut acele, eu știu, scandări care n-au niciun fel de legătură cu școala politică a PNL. Mi-ar părea rău să punem semnul echivalent între organizația care s-a întâlnit acolo pentru a se pregăti, pentru a avea întâlniri cu premierul și cu oamenii pe care Partidul Național Liberal i-a trimis în zona guvernamentală, au traininguri acolo pe zona de leadership, de comunicare, de administrație publică locală. Ar fi păcat să punem semnul egal între lucrurile astea serioase cu care și-au bătut capul timp de 3-4 zile tinerii și manifestările a 2-3 oameni care acolo au făcut ce au făcut. De asta cred că gestul domnișoarei Mara Mareș este unul de lăudat. De altfel, înțeleg că a existat o reacție chiar de la omologul său, de la social-democrat, de la Tineret, care a înțeles foarte bine situația. Poate, nu știu dacă vârsta e o scuză neapărat, dar lucrurile astea le poți controla. Iar pentru ea, pentru Mara, o femeie, cu atât mai greu să încerce să blocheze astfel de lucruri. Înțeleg, făcute la o oră târzie, într-un nu știu ce club pe acolo. De la vârful Partidului Social Democrat ați primit reacție? Din câte știu eu, nu. Dar eu cred că s-a depășit acest moment. Adică nu văd ca... Eu mi-amintesc că a fost o scenă și invers, cumva. Da, nu, indiferent că ar fi dintr-o parte, dinspre liberal către social-democrat sau invers, dinspre social-democrat, nu văd lucrurile astea să influențeze în vreun fel relația în coaliție, la fel sau parcursul guvernamental. Adică sunt chestiuni mult prea micuțe și fără însemnătate ca să poți să spui că ar putea să genereze tensiuni în această relație. Nu, sunt niște tineri care, la o oră târzie, au spus ce au spus, de neacceptat, subliniez, de neacceptat așa ceva, și comportamente care, poate prin acest exemplu public, se pot corecta pe viitor. Cum ar fi reacționat Partidul Național Liberal dacă, de exemplu, avea un astfel de gest din partea socialdemocraților? Nu, n-ar influența cu nimic, v-am spus foarte bine. Această alianță este definită, sau această coaliție este clar și bine definită la cu totul alte nivele decât, eu știu, niște manifestări ale unor tineri care se găseau într-un moment care nu are niciun fel de legătură cu ce s-a întâmplat acolo, cu evenimentul sine de 3-4 zile cât a fost. Nu. Deci nu vă așteptați la reacții? Nu, și v-am spus, indiferent din ce zonă vin, nu influențează cu nimic relațiile în cadrul coaliției.
Aș vrea pe final să discutăm și despre planul pentru primăria sectorului 5. Înțelegem că se caută candidați atât la PNL, cât și la Partidul Social Democrat, practic cele două partide care își vor disputa primăria sectorului 5. În prezent, interimatul este asigurat de Ion Constantin Melcea și, deși nu a fost deocamdată stabilită data alegerilor, înțelegem că deja se conturează câteva nume, inclusiv la Partidul Național Liberal. Ce detalii ne puteți oferi? Nu există în momentul de față o listă de nume. Există într-adevăr o preocupare a noastră în a găsi soluția liberală pentru sectorul 5. Acum, Se lasă greu această soluție. probabil că cei din guvern încearcă să fixeze data acestor alegeri. Deocamdată nu o cunoaștem, cel puțin la partid nu cunoaștem acest detaliu, dar contează enorm de mult, pentru că, evident, la alegerile pentru sectorul 5 va trebui să avem candidat liberal, o spunem clar și limpede ca să Deci, fie. fără candidate, alianță. Da? Candidat liberal, iar acest candidat liberal trebuie să obțină un scor mare, de preferat cel mai mare, pentru că ne dorim să ne mărim numărul primarilor în administrația publică locală aici în București. Avem doar un primar, care e și președintele organizației de București. Ne dorim și cu siguranță vom găsi. Dar deocamdată nu vă pot confirma nume. Nu există niciun fel de decizie în cadrul Partidului Național Liberal în legătură cu stabilirea vreunui candidat. Există și nu vă ascund faptul, în pregătire câteva cercetări sociologice anunțate chiar de secretarul general Bode. Ele includ evident și Bucureștiul, care se vor realiza în toamna acestuia.